Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru mesajele primite. Ce să zic, că unii m-ați întrebat, e foarte mișto viața la 46 de bețe. Mai ales când te poți bucura de sănătate și de ai tăi. Și când n-ai de a face toată ziua cu șefi idioti care îți mănâncă ficații mă simt un pic vinovat că nu o să răspund nici anul ăsta miilor de mesaje de pe Facebook, de pildă, cum făceam odată, când viața mea era doar despre interacțiunea pe rețelele sociale. Îmi place să cred că am evoluat și că îmi folosesc timpul care mi-a mai rămas pe aici cu mult mai mult sens. Ceea ce vă doresc și vouă. Așa că aveți grijă de voi, de ai voștri, de sănătate, de mobilitate. Ne dăm seama cât de importantă e mobilitatea abia când o pierdem. Și nu zic asta doar pentru că... Mamă, doare, m-am lovit destul de nasol la seară la fotbal. Sper să n-ajung din nou la cuțit, să vedem ce zice mâine remeneu. Așadar, petreceți timp de calitate cu cei dragi, încercați să nu să nu mai judecați, încercați să fiți buni cu voi și puneți-vă permanent în locul celorlalți, ca să înțelegeți mai bine. Ajutați unde puteți și fiți speranță pentru alții. E cea mai mare împlinire în viață. Bun, să trecem la treabă! Mulți am trăiască, mulți am trăiască, la mulți! Hai, te mă, bocciule! E, și începem cu o veste tristă. Mă rog, asta e emisiunea, Nu avem vești bune. Răsfoiesc acum uh, ultimul număr tipărit al Gazetei Sporturilor. Redacția a fost anunțată astăzi că această ediție a fost ultima tipărită. Ce înseamnă Gazeta Sporturilor? Că mi se face pielea pe mine așa. Deși n-am lucrat niciodată la Gazeta Sporturilor, în ciuda faptului că mi-am dorit întotdeauna. Gazeta ar fi împlinit în septembrie anul viitor un secol de existență neîntreruptă. Atenție! Sunt puține ziare în Europa care se pot mândri cu treaba asta. Și vine o corporație și închide pur și simplu. Vedeți? Fac o paranteză. Și asta ar trebui să fie o discuție. Uite, cum am făcut eu împreună cu alții la petrolul, împloiești. Acum vreo 15 ani, după lupte grele pe care le-am dus cu suporterii, inclusiv în stradă, pe stradă, strângând semnături de la oameni. Oameni buni, numele astea mari, Trebuie să aparțină comunităților. Un astfel de nume poate fi operat și trebuie să fie operat chiar pentru profit de o firmă. Dar când firma aia vrea să plece sau nu mai poate să susțină activitatea, aducem pe altcineva. Nu-i lăsăm pe toți să se joace cu istoria, cu tradiția, cu, cu aceste valori cu care încă ne creștem copiii. Și așa ar trebui să facem cu multe. Doar că suntem prea săraci și mult, mult prea proști. gsp.ro va deveni probabil gazeta online a pariurilor sportive. Lui Tolontan i s-a cerut să plece prin celebra manevră a desfințării postului. Mă rog, și el, și toți cei de acolo, știau că asta urmează, după ce s-a întâmplat la Libertate. Sunt bani foarte mulți puși la bătaie pentru campaniile electorale de anul viitor. Și, iată, nimeni nu prea mai are nevoie de jurnaliști care se încăpățânează să apere interesul public. Și acum mă adresez vouă. Dragilor, dacă se vindeau un milion de exemplare tipărite, sigur că nu s-ar fi închis ediția asta tipărită. Și aici discuția e foarte lungă și foarte complicată. De la stai, domne, ce aia mai era presă sportivă, doar cu cancanuri și cu destule greșeli și cu prea puțin sport și doar cu fotbal, până la. I-am dat publicului ce căuta, ce voia, ce aprecia. Vedeți, e o discuție fără sfârșită asta. Și e greșită, în opinia mea. E, cum spunea de, cu de curând Harari, e o dovadă de lene intelectuală. Să cauți vinovați și să alegi o tabără. E ușor să facem asta. Treaba noastră, treaba jurnaliștilor, e să mergem mult mai în adâncime. Cert e un singur lucru, oameni buni. Nu există democrație fără presă puternică și independentă. Presa de calitate, presa independentă, presa puternică nu poate supraviețui decât cu susținere solidă din partea publicului, din partea cetățenilor. Nu susțineți presa? atunci o vor susține mogulii, corporațiile sau politicienii, guvernele, statele, instituțiile de forță. E simplu. Caz în care presa va fi îndreptată, puteți vedea asta seară de seară la televizor, împotriva voastră. Și o să vă rog să vă gândiți un pic la acest subiect. Eu o să păstrez această ediție. Ultima tipărită din Gazeta Sporturilor. Poate vă întrebați, na, ce să faceți de ziua mea? Poate vă întrebați ce mai face Nicu Ciucă. Ciucă al nostru, mă! Face nimic, așa cum ne-a obișnuit. Nimic, nimic, nimic. Nică, Nică, Nică. Cum îi place lui tată? Mult nimic și sub mediocru, așa. Am înlemnit când am aflat ce preocupări are domnul Nicu. Am mers la conferința, atenție, lider și politic și identitate creștină. Organizată de, de grupul de rugăciune al Parlamentului. Dragii mei, am zis că nu mă enervez așa și de ziua mea, atât de rău. Mă e jale în țară, iar Nicu... Și, și știți ce a zis Ciucanezu? A zis că el vrea o capelă la Palatul Parlamentului. Da, o capelă unde să se roage. Ca să înțelegeți, cei din țară care nu sunteți familiarizați cu zona în care lucrează Nicu Ciucă și ceilalți competenți care ne conduc și care fac legi. Lângă, da? deci chiar lângă casa poporului, practic în aceeași curte în care Sanchi lucrează ciucă, mai e o chestie mare, n-ai cum să o ratezi, tată. Se numește Catedrala Mântuirii Neamului. Atenție! Nu avem o stație de autobuz între ele, da? Ei, e prea departe, Catedrala. Să mor? Doamne, iartă-mă. Deci, ei vor să facă o capelă în Palatul Parlamentului. Cum ai veceu în casă, așa să fie și capela. Și, probabil, vor una pe etaj, mă gândesc. Adică, veceu, capelă. Și, când îl auziți pe unul că se roagă la veceu, E clar, nu mâncați în ziua aia de la bufetul Parlamentului. Înger, îngerașul meu care au Când am văzut cu ce se ocupă primul liberal al țării, mi-am zis, bă, bă, noi proști că mai așteptăm ceva de la ăștia. Deci n-are ciucanezul unde să se roagem. Mă rog, el și eu ea, din grupul de rugăciune. Auzi? Sincer, dragii mei, mi se pare mega nesimțire. Ce, doamne, iartă-mă, grup de rugăciune la parlament, Adică la fabrica de croitorie, unde mor sărmanele femei pe mașinile alea de cusut, că nu-și fac norma și n-au voie nici la toaletă. De ce nu există, mă, grup de rugăciune? Hm? Voi la Parlamentul ăla, nu mergeți-mă la muncă, nesimțiilor. Rugați-vă, mă, acasă. Veniți la Parlament la muncă. Rugați-vă în timpul liber. Rugați-vă, loazelor, la biserică, așa cum fac toți credincioșii practicanți pe timpul lor, în timpul lor liber. Păi dacă faceți voi grup de rugăciune, să facă și alții de acolo grup de fitness, nu? Alții de păcănele. Da, ăla ar fi cel mai frecventat grup. Mai vine și pițuri, că mai ține un masterclass, o păi, da? Mă, câtă nesimțire pe acest soldățel agramat mă rog. Și apropo de oameni duși la biserică, zic. Arhiepiscopul Tomisului, în al preasfințitul Teodosie, a folosit o un macara cu acele pentru a sfinți crucile de la biserica din Agigea. Cum să mai zicem popor, mai că ăsta nu moare acasă. Iată-l pe acest colaborator dus cu pluta. Teodosie sfințește cu Macaraua. Păi, el doar așa se va putea ridica la ceruri, cu Macaraua la câte păcate îl trag în jos. Greu altfel. Asta e România de azi. Niște, niște rupți de realitate, niște întârziați, niște minți întunecate. Uite și pe ăștia, stă mintea în loc, tată. Fast discursuri, medalii înmânate și panglică tăiată de șapte oficial, heliportul din Botoșani a fost inaugurat. Platforma de beton de 15 metri pătrați este gata încă de anul trecut, după ce procedurile au durat patru ani. Inițial, terenul ales era cu 3 metri mai mic decât era necesarul pentru asigurarea perimetrului de siguranță. Cum s-ar zice la grupul de rugăciune al Parlamentului, Doamne, apără și păzește! Vedeți, noi pur și simplu nu ne putem desprinde de un trecut bolnav. Ne rugăm la muncă, tăiem panglici, construim capele, ne pozăm ca proști în grup cu foarfecele în mână, râdem tâmp așa. 33 de ani au trecut și noi ținem cu dinții de evul mediu. Noi refuzăm să evoluăm. Am face orice să nu se schimbe nimic. heliport, auzi? Ca să înțelegeți ce e la heliport. O placă de beton, da? Dacă au pus o plasă de buzou acolo, dacă au pus și au turnat beton. Cum mai face fundația la un WC un curte? Dragii mei, fac un heliport în două ore cu marote. Înțelegeți treaba asta? Și muncește doar marote. Atenție! 15 metri pătrați, placă de beton. Tată, 5 metri pe 3 metri. Nu mai spun că dacă citești povestea Marelui Obiectiv din Botoșani, te crucești cu 10 mâini. E făcut între case, înghesuit, iar ambulanțele care preiau bolnavii de la heliport ca să-i ducă la spitalul județean, citesc din presa locală, trebuie să traverseze niște zone foarte circulate, cu trafic intens. Așa că timpii de transport pentru pacient se măresc uneori semnificativ. Și vă mai zic ceva. Mă uitam la înghesuiala asta de șmecheri care taie panglici și râd la o placă de beton cu becuri colorate. E, de ce n-am văzut înghesuială așa și când la spitalul din Botoșani a murit tânăra aia care avea nevoie de curetaj, hmm? să vină ăștia în fața oamenilor, să explice, să-și ceară iertare. Hashtag nu am aer. Vă amintiți, nu? Doar că în instituțiile noastre, nivelul celor care lucrează acolo e ăsta. Subprefectul PSD Mircea Gologan alungă spiritele rele de pe holul instituției. Fumul gros și persistent învăluie câte un sfert de oră birourile instituției. Demnitarul a spus pentru presa locală, atenție, că vrea să alunge duhurile rele care l-au împins pe Buzatul la păcat, făcându-l lacom și poftitori. Gologan mai spune că de când dă cu tămâie în fiecare dimineață anumite persoane nici nu mai trec pragul instituției. De deci ce asta a înțeles subprefectul PSD din cazul lui Buzatul? n-a dat bine cu tămâin. S-a rupt de Dumnezeu, că altfel nu îl prindeau procurorii, n-a. N-a împărțit la sărași din șpagă. Iată cu ce se ocupă, deci, fostul premier, primul liberal al țării, da? Cu ce se ocupă funcționarii în teritoriu, în timp ce, cum ziceam, în țară e jale, peste tot. 200 de mari mori sunt închise, producătorii români nu au acces nici la piață, dar nu au acces nici la finanțare. Pentru că exportăm produse brute, ne face să fim în continuare, să rămânem săraci, chiar dacă putem fi bogaci. Iată, nu-i vezi niciodată pe acești guvernanți înnebuniți de astfel de drame naționale. Bă, importăm prea mult lapte, 200 de mari mori sunt închise, ce facem? Cum rezolvăm, rapid, bă, azi, luna viitoare, cum acționăm? Nu, frate, ei se adună la grupul de rugăciune și să scobesc în fund de unde să mai ia bani ca să construiască o capelă. Capelă, mă tată, la 5 metri de Catedrala Mântuirii Neamului. Iartă-mă, Doamne, iartă-mă, dar capelă la 5 metri de Hidoșenii aia care. Vorba aia, te zgâriești pe matale în fund dacă nu ești atent cum te fuțăi pe acolo. Pe... De fapt, ce-l deranjez eu pe... când aș putea să... Domnul Daniel, prea fericitule, prea bogatule, prea preaule, ăștia chiar te iau la miștobre. Păi matale le faci BMW-ul bisericilor, vorba aia, bugatiu capelelor, iar ei vor să construiască un Logan, domne, un dughean. Intră matale puțin în ei. Ne-au mâncat sufletul ăștia. Acum, uitându-mă și la vremea de afară, nu știu dacă Dumnezeu vrea să ne transmită ceva cu, cu, căldura asta în noiembrie sau... sau... Dracu o știi mai bine despre ce e vorba. Că mai repede vine de jos, nu știu. În unele zone din țară, săptămâna a început și cu 30 de grade Celsius, la umbră. Tractoarele ieșite la arat abia se vedeau în norii de praf, iar plugul reușea cu greu să spargă pământul întărit. În lipsa apei, rapița și greul n-au răsărit, cu toate că unii fermieri au semărat încă de acum o lună. Un raport recent al Băncii Mondiale arată că în anul 2022, România s-a luptat cu unul dintre cele mai grave episoade de secetă pe care țara noastră l-a experimentat vreodată iar asta a scăzut producția cu mai bine de un sfert. Mă nene, după mintea mea proastă, despre asta ar trebui să vedem discuții la TV. Discuții aplicate cu specialiști care să explice. Să știm ce avem de făcut, cam unde trebuie să direcționăm resursele. Nu cu procentele aur și procentele luciolacu sau cu, cu vreun prost de ministru care vorbește despre pensii doar ca să-i sperie pe oameni. Pe bune, uitându-mă dimineața pe rezumatul știrilor de la TV, rezumatul scris, nu mă mai uit de peste 5 ani la știrile de la televizor, dar văd un rezumat a doua zi. Am impresia că habar n-avem pe ce lume trăim. Mă, gata cu tăiatul ăsta de panglici pentru un pisoar, gata cu, cu construcția de capele la parlament, gata cu delirul ăsta, că sunt multe, foarte multe lucruri de făcut nu azi, ieri. Se mișcă lumea cu totul, nu vedeți? Avem secetă, avem războaie. E cum e mai rău. Chiar nu ne putem conecta și noi la lumea de azi și la realitate? Dacă ne uităm în jur, peisajul e sinistru. Da, într-adevăr, peisajul e sinistru. Și acum, doamnelor și domnilor, un material pe hoție. Începem cu domnul nostru Claus Iohannis. Și nu, nu o să mă refer la casa luată de doamna Carmen cu acte false. Nu. Aia este o altă ciordeală. Știam cu toții de ea și totuși l-am ales pe Iohannis de două ori. Asta spune mai multe despre noi decât despre Claus Iohannis. Normal. Atenție! Parchetul European, deci de la doamna Chiove și să rămână șefa. Parchetul European, așadar anchetează acest caz cu licitația pentru mașinile poliției. Pentru că mașinile BMW erau luate cu bani europeni. Dar să vedeți mecherie. De când a apărut scandalul în presă, ce credeți voi că a decis statul român? Să nu mai ia banii europeni. Păi de ce să nu-i luați, mă, cocoșei, dacă totul e în regulă, cum ați zis voi? Sau nu e chiar totul în regulă, Vă v speriat? USR susține că licitația pentru cumpărarea autospecialelor a fost măsluită ca să iasă câștigător un apropiat al președintelui Claus Iohannis, șeful automobile Bavaria, Michael Schmidt. Mai exact, în caietul de sarcini ar fi fost introdusă o specificație pe care doar mașinile BMW o îndeplineau. E, na, USR susține, nu, de data asta e oficial. Atenție! Combinația de specificații tehnice pentru cele 600 de autospeciale ale poliției a făcut ca firma automobile Bavaria, aparținându-i printr-o pură coincidență prietenului președintelui Iohannis, să nu aibă practic concurență la licitație. Autoritatea contractantă nejustificând cerințele foarte specifice. Asta e de manualul furăciunilor din bani publici. Se face treaba asta în teritoriu de 30 de ani la licitații. Cine trebuie să câștige? Ăla. Dă-ne niște specificații pe care doar ăla poate să le îndeplinească. Punct. Așa se face caietul de sarcini. Și asta reiese negru pe alb, nu de la USR, cum vrea presa de partid să înțelegem, Negru pe alb din raportul de neconformitate al Direcției Generale, atenție, Organismul Intermediar pentru Transport, din Ministerul Transporturilor, prin care se finanțează din fonduri europene achiziția MAI. Cu alte cuvinte, oamenii lui Nenea Bode din Minister au făcut în așa fel caietul de sarcini, încât să nu se poată înscrie decât... Acum, despre prietenia cu mine, pot să vă spun că nu a contat, cu siguranță, iar informațiile mele despre această procedură sunt doar cele care au apărut pe sursele deschise, adică pe media. Însă, pot să vă spun un lucru foarte clar. Dacă există suspiciuni, atunci avem suficiente autorități competente să verifice aceste lucruri. Păi bravo, domne, să verifice. E, uite că a început ancheta, domnul Robo. Și tare suntem curioși să vedem cum se va termina. Că noi, spre deosebire de matale, vom fi aici la anul pe vremea asta și peste doi ani pe vremea asta. Pe metereze. Și pe băse, tot așa l un umplut de rahat. După ce și-a terminat mandatele. Și ei și-au terminat mendrele cu el și încă nu l-au împachetat cum ar fi trebuit. Dar a fost așa, frumos, elegant cât de cât. Și zic eu, atenție, să nu-l uităm în acest scandal pe bode. Acest plagiator de joasă speță, această slugă agramată, târătoare pe la picioarele stăpânilor, a fost nevoie de el să semneze chestii. Așa ajung acești nimeni în funcții importante niște șmecheri îi pun acolo ca să semneze anumite hârtii. La 25 mai 2021, Ministerul Transporturilor, condus de Cătălin Drulă, aprobă cererea de finanțare, inclusiv fișa cu detaliile tehnice. Aha, adică vezi, doamne, să meargă și Drulă la pușcărie, domne, dacă e de pușcărie, păi da... Drulă a acceptat să se achiziționeze mașini, nu să se facă ciordeală. Uite, cum s-a întâmplat și în Deltă, dacă ați văzut cazul. Deci totul devine teren arabil ca să ia niște subvenții doar cine trebuie. Au zis nenorociți ăia de la România, te iubesc. Cât i mai ține și pe aia pe post, că... Un român născut la Cluj și plecat la sfârșitul anilor 80 la studii în Germania, fiul lui Paul Stănescu și doi preoți ajung împreună în două firme care controlează aproape tot stuful din Deltă. Firmele au cerut deja de la APIA subvenții. Este vorba despre zone de 36.000 de hectare. Singurii doi beneficiari care au aplicat pentru subvenții uh, pentru toată povestea asta sunt două firme care au aceeași acționari și în spatele cărora se află uh, familia Stănescu de la Olt și uh, consilieri, fost consilier ai domnului Paul Stănescu de la Minister. Cum vi se pare lucrul ăsta și cum se potrivește cu ideea că ar trebui să beneficieze oamenii din delta de această resursă? Pe mine mă interesează foarte puțin atunci când verificăm anumite contracte, cine sunt proprietarii acelor afaceri. Păi nu crezi, Cocoșel, că tocmai asta ar putea să fie problema? Ideea e că atunci când te uiți atent la România și pui cap la cap măsuri legislative, politicieni, tot felul de oameni de afaceri, firme, observ că totul se face în avantajul unor grupuri de interese. Și bineînțeles că e nevoie de niște proști care să semneze aceste nenorociri. Și să răspundă în cazul în care iese nasol. Există și această posibilitate. Mică, mică, nu vă gândiți. Adică e cât e la mare când intri în apă și e apa foarte rece. Nu, ceea ce fac acești frați Stănescu în România e, cum să vă zic eu, e de neînchipuit, domnule. Nu pot să crezi că așa ceva e adevărat, că se întâmplă în zilele noastre. Aflați mai multe dacă urmăriți seria pe care o are acum la starea impostorilor Valeriu Nicolae. În fiecare vineri, aici, pe canalul nostru. Sau, mai bine, mă rote, mai bine la canalul nostru? Nu știu, avem așa de multe ori impresia că lucrăm la canal, știți? Cum era înainte. La canal, bă. La canal cu voi, ziarici nenorociți! Da, pare că suntem condamnați aici. Să urlăm la lună, așa. Urmați de niște zeci de mii de amețiți care se încăpățânează să creadă că încă ne mai putem face o țară aici. Da, sperăm în continuare. Ce dracu să facem? Să ne așezăm și să murim? Sau să facem ce fac frații Stănescu și copiilor? În ambele firme, din nou în aceeași zi, apare și Ștefan Alexandru Stănescu, fiul lui Paul Stănescu. Eu am făcut un startup, cel mai bun startup din România în 2017, pe partea de agricultură. La câteva săptămâni după intrarea lui Ștefan Stănescu în firme, APIA cere de la AreBDD informații despre terenurile cu stuf, categoria, suprafața și coordonatele lor. Documentul este semnat de Adrian Pintea, fostul șef al APIA, promovat recent secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Pintea este susținut de șeful PSD Teleorman Adrian Gâdea. Gâdea este cel care în 2018, pe mandatul lui Paul Stănescu, l-a adus la Ministerul Dezvoltării pe preotul Iscru. Nu știu că delta e mare. Eu am cumpărat acțiuni în două societăți comerciale care se ocupă cu agricultura. Nu cred că deranjează cu ceva că mai și mâncem în țara asta. Nu cred că e nicio problemă. O, ce să-ți povestesc, nu cred că deranjează pe cineva că mai și muncim în țara asta. Nu-ți-e rușine, mă nesimțitule. Doamne, maica, domn... o, eu am cumpărat, domne, niște acțiuni la două societăți care sunt, dar nu știu, habar n-am, domne, că iau niște milioane în vin așa, nici nu știu cum am făcut, cred că am avut noroc, eu de fapt am jucat un bilet la loto și, ba nu, am tras un los de la am răzuit și zic, a, ia uite, bă, 20 de milioane de euro, auzi? Puh! Revin, că ăstora oricum n-ai ce să le explici. Adică ei s-au încârligat acolo între ei și cu ăla, i-a furat ăla, femeia și au făcut. Adică o nenorocire de asta, incredibil. Mă rog, nu contează. Revin. Asta trebuie să știe orice ministru sau secretar de stat sau director pus în peruada asta. Bă, vezi că nu ești acolo pentru. pentru că cine știe ce merite ai tu, ci pentru că trebuie să semnezi ceva pentru unii. Îți iei bănuțul și te cari. După cum e foarte posibil ca după trei luni, un an, doi ani, să-ți procurorii la ușă. Știi ce zic, neabode? Că mai nasol decât să te sune unii și să zică Bună ziua, de la Recorder suntem sau de la România te iubesc suntem E să te sune unul care să zică Procurorul Oase de la DNA, bună ziua Veniți dumneavoastră până la noi sau trimitem noi pe cineva? Comentez declarația unui neterminat politic. Și încă una, proaspătă de la grupul de investigații politice. ANRE plătește o chirie de 520.000 de euro pe an unei firme controlate de fostul ministru Dan Ioan Popescu. Imobilul închiriat de ANRE e vechi, a fost construit în perioada 45-48 și se află într o stare avansată de degradare dacă avea nevoie instituția de un sediu, ce aveți bă și voi să stea în stradă oamenii ăia să muncească? Unde să meargă? La capela de la Palatul Parlamentului? E doar o coincidență faptul că imobilul îi aparține lui Dip. Am văzut, bă, numai suspiciuni, numai la combinații vă gândiți, numai la stricaților ce suntem. E, și apropo de stricat, stricat, stricate, Știți că e săptămâna amenzilor la Lidl, da. Au fost controle amănunțite în mai multe județe din țară. Mai multe magazine din Cluj și Galați, care aparțin unui lanț cunoscut, s-au ales cu amenzi după ce inspectorii ANPC au descoperit mai multe nereguli. Comisarii ANPC au dat zeci de amenzi în valoare de peste 400.000 de lei, iar unele dintre ele au fost chiar închise. Evident că la știrile făcute de televiziuni care reprezintă interesul corporațiilor, nu interesul public, nu se spune că e vorba despre Lidl, ci despre un uh, cunoscut lanț comercial. Controale deci în aproape 300 de magazine Lidl din toată țara, amenzi de 7,5 milioane de lei. Pare că e ceva ce ține de sănătatea publică. Adică nu e vorba despre o clanță care nu se mai închidea, despre un chil de brânză depozitat aiurea, despre un cheder de la un congelator care era murdar nu știu unde. Adică pare că ANPC-ul a descoperit că pateul era făcut de o familie de șobolani, ceva. Uite, să vă spun ceva. Aș vrea să vedem în emisiuni și reprezentanți ai acestor magazine. Să ne spună și ei ce cred. Mi se pare oribil comportamentul multinaționalelor conduse de niște roboți stupizi, îmbrăcați la costum care și că sunt mari afaceriști. Mulți dintre ei sunt hoți. Și totul, după cum vedeți, e pe mucle, să așa, dăm comunicate, plătim amenziile și mergem mai departe. Cât timp amenziile sunt infime în raport cu profitul, ai drumul, mă, dă-mă, lasă-mă că mergem, oricum lumea e proastă și cumpără. Rugină, produse expirate, alimente care aveau un alt gramaj față de cel menționat pe ambalaj, dar și depozitarea acestora în condiții improprii. Uh -huh, Ok, și ați văzut mai puțină lume azi la Lidl? A, iure Să vă citesc din comunicatul la NPC Nerespectarea regimului promoțiilor comercializarea la bucata a unor produse care erau destinate vânzării multipec, având menționată și reducerea corespunzătoare pe pachet. Lipsa produsului de referință la raft pentru a rezulta avantajul specific al prețului pachetului promoțional. Lipsa mențiunilor referitoare la data de debut a campaniei de reduceri. Deci hoție, tată, furt, ciordeală de la oameni, de la cetățeni. Goană după profit Făcut Prin chiar orice mijloc Dacă astăzi ar fi obligat să facă o cheltuială urgentă Un român din 10 nu poate folosi Nici 500 de lei Fără să fie nevoit să se împrumute Dacă ar rămâne fără venituri 40% dintre români și-ar putea păstra Actualul nivel de trai pentru mai puțin de o lună După cum știți De ani buni, pensionarii Sunt branșați la breaking news Seară de seară Aveți cu toții părinți, bunici, care sunt în fiecare seară lipiți de televizoare. Cine ia mai mult la pensie? Cu cât vor crește pensiile? De când se măresc? De când? De mâine? De luna viitoare? A, ah, peste trei luni? Calculează-ți pensia în funcție de zodie! Tot felul de astfel de tâmpenii seară de seară, de ani întregi la televizor. Și oamenii se uită. Ce să facă? Sunt captivi acolo. E sfârșit, după patru ani, legea pensiilor există, Cică. Mă rog, deocamdată există, doar la ei acolo, în coaliție. A fost prezentat nou proiect, noua lege a pensiilor în interiorul coaliției. Va fi înaintată Parlamentului și cred în procedura de urgență, ea va trece, eu sper, până în data de 20 noiembrie. Și va fi trimisă la promulgare. 1 ianuarie 2024 e în vigoare? 1 ianuarie 2024? Wow! Cum e posibil? Vă dați seama ce opinie au ăștia despre popor? Ok, poporul nu e foarte, foarte, dar recunoaștem și noi treaba asta. Bă, dar ce cred ei despre noi e că suntem praf, praf! După patru ani de prostel și bâlbe din partea guvernului, legea o să treacă în viteză. Păi dezbaterea publică? Poate oamenii vor altfel. Ah, stai, că ei nu contează. Iar sunt mă niște prin guvern care știu ei mai bine ce e bine pentru toată lumea. 13, deci asta înseamnă că de la 1 ianuarie înseamnă 13,8%. În 13,8% de la 1 ianuarie se aplică la toate pensiile din România au o mărire de 13,8%, urmând iarăși o mărire Așa. în cursul anului 2024, cred că pe data de 1 septembrie, când se termină toată procedura de recalculare. Pensiile viitor, speciale beneficiază și ele de moment... regimul de 13,8% de la 1 ianuarie? Pensiile speciale? Nu, toate, toate pensiile. Doamne. Doamne, iară asta cu mărirea Terminați, mă, tâmpiților. Acea mărire cu 13,8% de la 1 ianuarie E de fapt indexare Nu e mărire Are legătură cu inflația din 2022 Și va fi în principal bucuria celor cu pensii speciale Pentru că lor le vor crește considerabil pensiile deci, ca să fie foarte clar, nu e o majorare de pensii, ci o indexare. Așa cum prevede legea pe care n-au respectat-o ei atâția ani. Apropo, ați mai auzit de vreo luptă cu pensiile astea speciale? Pe ansamblu, noua lege a pensiilor ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2024. O fac acum de sărbători, pe repede înainte, ca să nu aibă nimeni vreme să spună ceva. Dar ea o să intre în vigoare peste 35 de ani, într-o joi, da? Și discută despre 1 septembrie 2024, știți de ce? Pentru că atunci cred ei că vor termina de recalcula pensiile. Pentru că ce lege să dai cu pensiile dacă nu le recalculezi? Întrebarea e, vor termina de recalculat pensiile până la 1 septembrie anul viitor? Mai eu zic că nu. Și să vă arăt ceva foarte frumos. Vom ajunge la o formulă de calcul a pensiilor prin care veniturile. Uh, Pensiile mai mici să crească mai mult. Avem aproximativ 519.000 de dosare evaluate și digitalizate, adică din dosare cușină am ajuns într-un format electronic. Hmm? Vă amintiți? Imagini din 2021. Astăzi doamna Turcan distruge Ministerul Culturii. Imaginile sunt cu ea când distrugea Ministerul Mungii. Premier Era Orban, uh -huh, era câinele cățeltat. Parlamentul, în această perioadă, a fost uh, pus în paranteză. Niciodată, nicio coaliție, niciun guvern nu a bătut joc în halul ăsta de Parlament. E, lasă frate Ungur, că dacă era încă încărligat cu ei acolo la putere, aveai cu tot o altă opinie. Nu înseamnă că nu are dreptate omul. Așa e. Doar că nu mai are credibilitate, onoare și le-a călcat singur în picioare. N-am niciun dubiu că legea pensiilor va fi o mare fâșieală. Altfel, cu pensiile ar trebui să fie clară treaba. Cum faci ca pensionarii să poată avea un trai decent? N-ai ce să recalculezi. Trebuie să pleci de la decență și de la demnitate. La capătul celălalt. Trebuie să ai măsură și echitate. Cât avem pensia minimă 1500 de lei, pensia maximă nu poate să fie mai mare decât șase pensii minime. Indiferent cât de special ești tu. Și ai rezolvat toate problemele. Dar nu se vrea. Reforma pensiilor este grăbită de politicieni, pentru că de acest proces depind 2 miliarde de euro bani europeni, din PNRR. PSD și PNL își doresc ca proiectul pe care abia l-au discutat în spatele ușilor închise să fie adoptat de Parlament până pe 20 noiembrie. Altfel, iată unde suntem. Cu fiecare mărire de pensii, specialii au pensii și mai mari, din ce în ce mai mari. Asta e tot ce se întâmplă. Pentru un milion și jumătate de bătrâni, pensiile cresc cu 150 de lei de la 1 ianuarie. Pentru speciali, ele cresc cu 1500 de lei. Restul e gargară, tată. Cum gargară e și ce urmează. Hai să ne aducem aminte de sloganul cu vrem o țară ca afară. Vrem școli, vrem grădinițe, vrem after school, vrem sănătate. Nu putem face cu 75 de miliarde facilități fiscale. Nu mai există. Oh, da! Iată, s-a găsit nerușinare fără număr, chiar la premierul țării. Deci, de asta nu avem noi o țară ca afară. Pentru că aveau aitiștii și agricultorii facilități fiscale. Am înțeles, domnul Ciolac. Bă, mare grijă! Mare grijă că ați văzut cum mai intră pe undeva, printr-un magazin, să-și ia pufuleți, printr-o piață, să ia ceva, cărniță de-asta afumată, ce și-a luat ultima dată, să vă feriți oameni buni. Ăsta începe să ne bată. Vă spun, o să intre peste noi prin case să ne ia la palme. Tu ăla pe canapea, ia vină mă ce ai făcut bă tu azi pentru țară, hă? Vreți un prim-ministru care vine ca o babă să se plângă la dumneavoastră? Aoleu, ce mă fac? A, deci gata, domne, s-a rezolvat. Mâine ne trezim, ne uităm pe geam. Belgia. Belgia. Doamne, grețos e acest ciolacu. De când a intrat în campanie electorală, ce era el înainte? Acu îl poți asculta doar dacă stai într-o cadă plină cu lămâi. Nu mă las de ei să vă indic. Să le fie foarte. Nu mă las până nu îmi duc reforma bugetară, până nu modific legislația cu evaziunea fiscală. Uu! răule care ești. Nu te lași până când nu ne lași fără suflare, sau cum? Păi uite cum a început reforma ta. Crește salariul brut în construcție, în agricultură, însă, atenție, acești bani în plus nu ajung în buzunarul angajaților pentru că netul rămâne la fel ca în prezent, ci ei merg către stat sub formă de contribuție la sănătate. Cu alte cuvinte, domnule premier, ați dat încă o palmă la rahat, că doar de asta sunteți în stare. Bun. Mai avem ceva azi? Oh, da, avem starea banilor. Urmează un parteneriat plătit. Bun venit la starea banilor, proiect pe care îl desfășurăm împreună cu Asociația Română a Băncilor. Facem asta pentru că am ascultat solicitările voastre despre nevoia de educație financiară. Iar la pachet cu a ști ce să faci cu banii, vine și a ști ce să nu faci. De pildă să nu cazi în capcana ofertelor speciale de nerefuzat și a câștigurilor care, de fapt, nu există. V-am povestit data trecută despre acele tipuri de fraudă prin care oamenii sunt ademeniți cu promisiunea falsă de obținerea unor câștiguri din investiții financiare, în special prin achiziție de criptomonede. Dar nu sunt astea singurele moduri prin care ne putem pierde banii aiurea. Mai există câteva. De pildă. Ați fost vreodată etichetați într-o postare pe social media care vă promite câștiguri mari sau vreun produs gratuit? Sau ați intrat pe vreun site și v-a apărut un banner mare care vă anunța că sunteți fericitul câștigător dintre doar alți 25 al vreunui cupon sau al vreunui telefon de ultimă generație? Sigur ați văzut asta măcar o dată. Da, domne, m-am păcălit de vreo 200 de ori. <laughs> Înșelătoria cu produse gratuite sau foarte ieftine are mai multe forme. De pildă, poate să fie vorba despre un simplu anunț care te îndeamnă să introduci informațiile bancare pentru a primi produsul. La final, desigur, rămâi fără bani și, evident, nici nu primești vreun produs. Sau poate fi vorba despre vreo cremă minune care te scapă de riduri în două zile. Pe lângă faptul că rămâi fără bani, aici mai rămâi și cu probleme de sănătate din cauza nenorocirilor pe care le conține maglavaisul ăla, dacă îl primești. Feriți-vă de orice are formule secrete sau revoluționare. Dacă am fi putut să fim cu toții tineri și fără riduri, la prețuri foarte mici. Am fi fost, nu credeți? Mă rog, există o cale, traiu sănătos, dar cine vrea să audă de așa ceva, nu? A, ah, și neapărat să vă amintiți de treaba asta când navigați pe internet. Nu puteți câștiga la o loterie la care n-ați participat. Era și bancul ăla cu bulă, pe care l-a rugat la un moment dat Dumnezeu să joace, ca să aibă măcar o șansă de câștig. În fine, gândiți întotdeauna logic. Scopul oricărei afaceri e să facă bani, nu să dea bani. Așa că nu aveți cum să primiți bani din nimic doar pentru că ați vizitat un site. Deși la cât mi se plantează rețelele sociale și marketingul modern în zilele noastre, e posibil ca oamenii să vrea să câștige un milion de euro doar pentru că au aprins lumina în baie. Și vedeți că aceste tombole sunt foarte scumpe, în sensul că datele voastre sunt cele colectate, se pune mare preț pe ele. Sunt vândute apoi datele voastre. Cui oferă mai mult. Așa că țineți minte să nu accesați linkuri primite pe mail din surse necunoscute, prin SMS sau pe platformele sociale, pe WhatsApp la fel, e jale nu completați datele bancare pe site-urile care se deschid din astfel de linguri. Și dacă chiar ajunge să vă atragă cine știe ce ofertă, verificați pe un canal diferit existența acelei companii care promovează oferta. Căutați informații suplimentare și vedeți dacă le găsiți. De cele mai multe ori, nu există. Și e vorba despre niște oferte false când ceva e prezentat prea frumos ca să fie adevărat, chiar e neadevărat. Și dacă ați căzut totuși în capcana asta, contactați banca, cereți imediat blocarea conturilor și anunțați poliția. Ok? Asta a fost. Urmează la starea nației, adică aici pe canal. Mâine, conținut nou pe celălalt canal, pe starea sănătății. Totul despre grăsimi. Am făcut un material foarte bun pe înțelesul tuturor, din mai multe cărți. Urmăriți-l și abonați-vă dacă mai vreți. Vineri, vine Valeriu Nicolae, care era ieri îngrozit de ce a găsit în rețeaua stăneștilor, despre care dălaf. Deci Departamentul de Luptă Antifraudă din România nu vrea să audă. Pur și simplu refuză să se sesizeze pe acest caz. Până acolo să ajungă și păgile? Alo, Olafu! Adică șefii ăia mai mari, oficiu de luptă antifraudă. Voi știți, bă, ce fac ăștia ai voștri pe aici? Ok. Sâmbătă avem podcastul Vocea Nației despre liberul arbitru în viziunea lui Sapolski. Ceva foarte, foarte frumos. Duminică vine producția Ceva cu reclame, adică CCR. A, atenție, tot mâine ne vedem live de la ora 19 la întâlnirea noastră săptămânală accesibilă tuturor, intitulată Cum pot să ajut? Aștept întrebările voastre. Dacă vă plac toate astea sau măcar unele dintre ele, știți cum ne puteți sprijini, pe lângă donații directe pe site-ul Starea Nației și abonament aici pe YouTube, avem de curând și cont de Revolut, pentru că mulți oameni l-au cerut, îl aveți, poftiți, mulțumim, să vă fie bine!